Am găsit un ghid foarte fain și a zis că el nu vrea să ia mai mult decât 5 persoane, deoarece vrea să facă calitate. Și i-am zis, trebuie numai decât de făcut publicitate. Calitate înseamnă publicitate. Haideți, let's go! But who's going in the front? I'm simply saying we are not going over there. So you're gonna say it with me. Are we? Nah. Go. Dong. Day. Are we now going there? How you say? How are you? How are you doing? You're gonna say it. Yes. How are you doing? Yeah. Yes, spoken. Are we? Yes. Yes. I mean, I play Juno. Watch you. You look Mumu simply, Mumu in our language is absolutely stupid. Like that, right? Yes. So, we have a lot of terminologies here on the island. And it's actually broken, okay? Yes. Yeah, okay. One love, yes, I. One heart. Okay, guys, that's a scenic train. As you know, let me ease up a little bit. Look, that's a scenic train. They're doing their tours, but they're actually doing it way different to us. We're gonna be making stops. We're gonna be seeing the major spots in St. Kitts, the major historical spots in St. Kitts, and we're gonna have a good time. Okay, so. We're gonna be seeing the train as it passed in front of us. So yesterday, the government, they actually sent home everybody to schools, government workers at 12:30. So yesterday, they went home at 12:30. Yeah. And here we say this, if you work for the government as a civil servant, yes. When you... And blood said to run down this river, just like how this water is running. Okay? Yeah. So this is why it's called the Bloody River. Here on this island, these homes that you are looking at here in these good areas, they're building at their own risk. Marele zid din St. Kitts. Yes. So these homes that you're looking at here, they are built. Pentru mine sere sunt de alea care sunt cu plastic. Acoperite, da. Și asta e un fel de protecție. Uite și aici. Sera e aia care e total închisă. Da. Uite aici, cred că sunt... Da. So this is where a lot of operations happen. Like they do a lot of testing. Monkeys. Deci aici se fac cercetări medicale pe maimuțe. Going about donkeys, cattle, and yeah, living. This area? No, not. I'm going to show you where I'm from. Okay. Cheers to that. Yeah. We're going to make a stop soon. We're going to be jumping out. We're going to get out. Okay? We're gonna walk around and we're gonna stretch aici. Our legs, and I'm gonna tell some you what kids. We're looking at, okay? Yeah. Yes, so we're going into an area now. This area that is called Mansion Village. Da, și se poate de făcut un mic tur cu trenulețul.
Da, sunt foarte mulți turiști de pe Vas. St. Kitts Scenic Railway. A few Catholics. We have Catholics. And we have our Baptists. Na, știi că suntem niște privilegiate, deoarece eu am făcut deja turul aici când am venit prima dată și n-am avut așa tur funny. Vezi? Am zis eu. Natalia nu, da, știi... nu vroia să meargă și am făcut eu deal-ul pentru ea cu driverul nostru. Da, dar spune cu cât am luat noi turul. Păi cu cât și... am negociat eu. Două secunde. Pentru 5 persoane, 20 de dolari. La, da. Și am zis, dacă o iei și... ca bonus, mergem noi 5. Mi-am zis că îi plătesc berea. Am venit la locul care se numește Black Stones, deoarece insula este de origine vulcanică, după spusele ghidului. Dar mie îmi place atât de mult să aud cum se zbate marea, cum vin aceste valuri gigantice! Bine ați venit la St. Kitts! Îmi plac la nebunie aceste căsuțe colorate și faptul că aici se simte viața rurală. Aceștia sunt noi noștri prieteni, doi bărbați din Austria. Îmi place foarte mult acest relief sau cum a fost tăiată această insulă, insula St. Kitts, deoarece știți, St. Kitts and Nevis. Am fost și pe Nevis. Asta este când vii de mai multe ori într-un loc, încerci să explori și mai multe locuri. Natalia face foto. Eu video. Cheers. Cheers. Eu traduceam ce înseamnă cuvântul, a? Da. Și voi record. Noi nu știm. Nu știu ce ai spus. Sănătate. It's malty. It's very good beer. Well, we've been in Santa Lucia, she's like, try this. So, we were in the same car, like with the tour. We found the guy too, and we paid much cheaper. San Lucia? Okay. So, what is it? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Iată cum ne-am oprit noi așa spontan, am ajuns într-un loc exclusiv, deoarece chiar ghidul ne-a spus, este cineva din familia sa. Thank you, the best guide. Deci o să pun aici datele lui și când veniți în St. Kitts, o să vedeți, o să aveți cel mai bun tur ghidat. Nu că e bun, dar și funny. They're humans. Poliția a fost și s-a servit. Nobody, they don't. So the here and the end. This is real. Aceasta este casa părintească. Everybody knows. Of course. Can I get a wow? Wow. Can I get a wow? Wow, why only man at the bar, not woman? Why is a big man? Look at the one, hey! Big Ed! Hola! Hola! They don't speak Spanish. I can say ciao! What is it? Dude! Hey! What is it, dude? Church. This is number one. Church. Și toate bisericile sunt pline în fiecare duminică. That's one church, okay? Yes. Let's go, look at this. One. Which one? This one? This is Methodist. So the main religion on Methodist. The island. Methodist, yes. Methodist is the religion. Religia care e, da.
So you saw Saint Paul is when you see Sandy Point is yellow. Yes. Which is okay? Yes. Number three, Wesley Holiness, Pilgrim. It's Pilgrim Holiness. Wesley Holiness. I don't know how to translate this. A treia sfințime? Nu știu cum. What a view. No, yes. Over here is for boiling, so we're gonna walk around. Not the chimney. Okay. Not the chimney was for it boiling. Looks like come. I'm not learning. I'm going to teach you. Teach from a teacher. Îmi glumesc deoarece, sau mă râd mai bine spus, deoarece ghidul nostru ne dă foarte multă informație. Știți că veniți încoace să vă învăț eu. Dar într-adevăr este, cred că, cel mai bun ghid din Caraibe pe care l-am avut vreodată și chiar cel mai bun de aici din St. Kitts, pentru că când am fost, prima dată nu a fost așa de intens, funny și pur și simplu am văzut atâtea lucruri aici. Yes. So we use these as utensils. We take out the inside, clean it up, dry it out, and we use them as bowls or utensils. The Puerto Ricans use these as maracas. Ah. Why not here? Why not here? No, we use them as bowls here to eat. Okay. And we use the ponciana, we use the flamboyant shells as maracas. And this fruit, what? Poor man. Locația perfectă pentru a preluca trestia de zahăr și a fabrica rom. You hold it, you put it in some water, hot water. Hot water? Yes, and you just drink it, you don't add no sugar, nothing to it. Cu aceste frunze de copac. Se lecuiește diabetul și presiunea înaltă. De fapt, ghidul ne-a arătat câțiva copaci și a spus anume beneficiile asupra sănătății noastre. Ups. Ce frumos este să ajungi într-un loc unde vezi pe o parte Caraibe și pe cealaltă parte Oceanul Atlantic. Și plaja ce frumoasă este, dar nu e nimeni la plajă, nu este soare. Încă sunt. Ce mi place avocado, care nu este deloc ceea ce găsim noi prin Europa. Adică sunt, dar foarte scumpe. What is the price of this, please? In EC or US? US. $3. $3 american. Desigur, cum să nu bei un Makison și un Carib atunci când ești în Caraibe? Deci ăsta care noi l-am gustat era foarte bun, dar bine, e $28. Și ăsta e foarte bun, că stai cu el în mână. Da, ăsta e de mango. Și unde este băiatul? Cristina le ia unde este băiatul? Ei de acasă. Unde a plecat băiatul? Yeah, yeah, yeah. People come back, we wanna try this one. You wanna try the coconut? Yes, please. Come. It's okay if I put them here? That's fine. That's fine. Okay. Deci noi am gustat toate cele, câte? No, 7 flavors de da, savor. Da, să știți. Da, să nu credeți că gustăm, că ăsta e pe fund, așa. Așa, adică, așa, așa. Să așa. Zică că fetele de ții veniți papele da. Aici. Este interesant. De fapt, duty free aici, în St. Kitts, e mult mai ieftin decât duty free în celelalte țări Caraibe. Așa că dacă ajungeți aici în St. Kitts, veniți chiar pe stânga când ieșiți din port. Pe stânga o să aveți un duty free, un magazin foarte ieftin. Unele lucruri costă 50% off. A pleca de aici din St. Kitts, vreau să-mi aduc aminte ce a spus ghidul despre steagul din St. Kitts. Deci, roșu este sângele care a curs pentru libertate, pentru pace. Verdele este verdeața pe care o are această insulă. Galbenul este soarele, negrul este pelea și albul este libertatea.
fâlfăie, fâlfăie, steagul, să închiți. E timpul să plecăm. Adică toți au plecat, numai eu am rămas. Mai rămân 5 minute ca să ajung pe vas. Ce să zic, nu am idee cum va ieși acest vlog. Cred că este un vlog cu mai multe momente de pe această insulă frumoasă, dar și Nevis. Și o să pun așa, poate a ieșit aici niște fragmente ilustrative despre ce poți să vezi pe această insulă. Vă știți, eu uneori fac chestii turistice, alteori mai mult călătoresc ca o adevărată călătoare. Aici poți să le combini pe ambele, să mergi 3 ore cu turul ghidat, găsiți și cu 20 de dolari. Să-mi scrieți mie în privat și o să vă dau, sau chiar aici o să pun numărul de WhatsApp al ghidului nostru și veți fi bucuroși să aveți așa ghid funny, dar și foarte interesant. Gata, mergem spre o altă destinație. La revedere!